Cine are microfoane, cine dorește declarații, acum se obțin toate declarațiile. Vreau să facem această precizare de la început. Așadar, dacă mai sunt microfoane de conectat, acum la această masă și la... ceva extraordinar care se leagă de cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, a tinereții mele, a adolescenței, anilor de liceu. Liceenii a fost o întâmplare pentru mine, splendidă, ce-i drept. Am fost chemată să dau probe la film de la un festival, un concurs, mă rog, ce se desfășura pe atunci, se numea Steaua fără nume. Ia să vedem cine a ajuns la Iași în această seară. Oana Sârbu! Liceu Rock and Roll! Bună seara! Mihai Constantin! Și Ștefan Bănică Suriu! Cel din viața de toate zile, iar Mihai, ălălalt din, de pe ecran, trebuia să joc un băiat cu minte, care va se încerc până la urmă. Și la început, culmea, nu mi-a plăcut deloc. Pentru că la 18 ani, cât aveam eu, în momentul în care am făcut filmul, mie îmi plăceau băia rebeli, îmi plăcea Iris, făceau ăștia care dădeau foc la case, adică... și nu mă vedeam eu cu flori în bancă, nu știu ce, știi? Mi se părea puțin, adică nu sunt eu, vezi bani. Dar ceea ce e mișto, după părerea mea, este faptul că cei le luat la noi vă mulțumim frumos că m-am întâlnit cu voi. Vreau să vă spun că sprijinim acest festival studențesc și filmul românesc. Să ne vedem cu bine. Și noi vă mulțumim frumos. Oana Sârbu, Mihai Constantin și Ștefan Bănică Junior. Mulțumim tare mult! Poți să pun și eu pe mâna pe gagicata din film?